Bun găsit! O ediție specială, o ediție în care vorbim despre o aniversare frumoasă, despre oameni frumoși, despre oameni creativi, despre oameni care, de la care am putea să învățăm ce înseamnă să avem răbdare, să investim în noi, să fim luptători și să aniversăm 40 de ani de activitate, celelalte cuvinte. Călin Pop este alături de mine. Mulțumesc tare mult pentru invitație. Bună, bine v-am găsit. Pregătim o reîntâlnire, pregătim o revedere în locul de suflet al formației, al membrilor formației celelalte cuvinte, foarte repede la Timișoara și nu numai. Da, pregătim un concert aniversar, care în mod normal trebuia să aibă în decembrie, dar în decembrie l-a susținut la Timișoara, dar sub formă de streaming, deci impus de condițiile care erau atunci, sanitare, nu se putea cu public și am promis că vom face unul și live cu public. Și revenim după foarte mulți ani într-un loc în care cântat acolo, noi de fapt eram trupa Casei Studenților. Primul nostru concert a fost la Casa Studenților în Timișoara. 1981 este anul în care putem să spunem că s-a conturat ca formă definitivă, nu? Formația. Evident, și Casa Tineretului a marcat un moment foarte important, dacă putem să ne gândim la această locație, și anume faptul că noi am cântat, am făcut deschiderea unui concert foarte important al formației Promuzica, care era, o să spunem așa, cazată cu săptămâna de repetiție la Casa Tineretului, concert care a marcat o frumoasă colaborare între noi și Promuzica și din punct de vedere tehnic, punând niște aparaturi împreună și reușind să facem concerte împreună și să susținem și festivaluri Team Rock împreună, pentru că se știe foarte bine, sau cine nu știe, se poate spune faptul că în acele perioade sculele de amplificare lipseau cu desăvârșire și trebuia să ții la tu și pe acelea. Pe deosebire de caz în care toate locațiile au un sistem de amplificare propriu și de lumini propriu. Atunci, în acele perioade, trebuia să-ți faci totul singur. Cum era publicul de atunci? Cum vă primeau? Cum erați studenți în acea perioadă? Pentru că trebuie să spunem că formația inițial s-a închegat, s-au aprins viață la Oradea și după care, în perioada studenției, s-a conturat și a început propriu-zis activitatea la Timișoara. Deci, cum era publicul? Publicul era foarte, foarte altfel, pot să spun așa. Păi de asta și întreb. Era doritor de... Vă dați seama că era o lipsă, o aviditate de cultură a oamenilor. Dacă ajungeau să coste foarte mult și casetele video, să coste foarte mult un aparat video, nu existau filme, nu existau concerte prea multe, toate activitățile se terminau la ora maxim 22, vă dați seama că lumea chiar simțea nevoia și atunci la un concert rock oamenii se simțeau într-adevăr liberi, era roaza lor de libertate. Rockul, putea să îndrăznesc să spun că a fost o formă de luptă. Am luptat cu instrumentele în mână în loc de armă. Instrumentele au fost arma noastră. În componența de atunci, ați pornit-o cu, într-o formulă, puteți să ne
faceți un parcurs al evoluției din punct de vedere al liderului, al omului care a trăit absolut toate fenomenele. Pentru că trebuie să spunem așa, celelalte cuvinte, a abordat rocul din mai multe perspective. Și exact cum spuneați, de la acea formă de revoltă proprie, artistică, prin care îi făcea pe oameni să se simtă liberi, rezonați cu publicul, dar era clar că trebuiau să fie și pe scenă aceiași oameni care să aibă acel spirit de libertate. Celelalte cuvinte este o poveste de 40 de ani, o poveste a artiștilor deopotrivă, dar și a oamenilor. Cum a fost celelalte cuvinte la începuturi? Asta pentru cei mai tineri, poate. Da, am fost o trupă care a tatonat puțin terenul, care și-a format numele în Timișoara. Bineînțeles, acolo ne-am schimbat numele, venind de la Oradea ca o trupă de liceu cu un alt nume. Și cântam chiar și cover-uri, după formații. Cred că toate formațiile rock din acele vremuri nu au avut alternative, se cântau cover-uri multe. Se cântau cover-uri multe, dar noi după un an de zile, printr-o experiență direct cu publicul, am realizat că și ne-am hotărât să nu mai cântăm decât compozițiile proprii, pentru că publicul și-a exprimat opțiunea prin l-am întrebat, având o controversă pe scenă, neștiind ce să mai cântăm la un bis, fiecare din formații având altă părere, am întrebat publicul, ce doriți să vă cântăm? O piesă străină? Nu! O piesă de voastră? Da! O piesă de voastră? Da. Deci, de atunci și asta s-a întâmplat în 1982. După un an de zile, când deja lansasem faimoasa iarbă prin păr, ne-am hotărât să nu mai cântăm decât compozițiile proprii. Cum ați parcurs toate acele perioade de încercări, de greutăți? Pentru că orice, vorba aceea, toți anii ne pun la încercări și ca oameni, dar uite, când este vorba de o formație în care oamenii își au și segmentul personal, își au și segmentul artistic, pui cap la cap toate lucrurile astea. Cum s-au derulat? Cum s-a derulat viața? Foarte repede și plăcut. Aș putea să vă spun, pentru că aveam și latura studentească. Noi nu ne-am dus neapărat ca să învățăm, dar trebuia să învățăm ca să trecem cumva facultatea. Fiecare dintre noi am repetat o dată sau de două ori anii. Și în același timp era presărat cu concursuri, cu repetiții, cu concerte. Nu erau foarte multe concertele, dar era și minunatul festival Team Rock de la Timișoara, cu care am avut mare noroc, trebuie să spun, ediția a treia din 1984, susținută la Parcul Rozelor, când Florian Moțu Pitici ne-a observat și ne-a plăcut pe loc. I-a plăcut pe loc așa trupa noastră. Și de atunci a început o frumoasă colaborare, atât cu el, cât și cu Electrecordul și cu Bucureștiul. Deci de acolo s-a născut legătura cu Electrecordul. Da, da, din Florian Pitici. Și dacă ar fi să vă raportați la acele vremuri, cum era piața muzicală față de ceea este acum? Asta tot așa pentru cei tineri. Că este important longevitatea, munca unor oameni, perseverența lor, timp în care și-au permis, chiar dacă cu multe sacrificii, și creativitatea și rezultatele. Oamenii tineri, cei care intră acum în zona muzicală, în zona artistică, sau cei care descoperă și o altfel de muzică, cum era viața artiștilor atunci? Cum era piața muzicală atunci? Piața muzicală atunci avea concurență atunci. Erau trupe destule, dar nu aș schimba nicio trupă care se lansează ziua de azi, pentru că nu era atât de mare informație cum ziua de astăzi.
și formațiile care într-adevăr aveau ceva de spus și erau bune, era ascultat. Acum este o foarte mare informație prin dezvoltarea tehnologică și internetul și toate care se întâmplă acum, cum vedeți. Și ziua de azi trebuie și mai mare strădani pentru a avea șansa de a fi ascultat. Atunci noi am reușit acest lucru și pentru faptul că rock-ul era o formă de luptă, era o oază în care oamenii se simțeau liberi și pentru faptul că oamenii doreau cultură, erau adepții elitismului și prin legătura și cu Florian Vitti și toate formațiile rock care erau în Timișoara, inclusiv formația Promuzica, care era și este mai bătrână decât noi, toți încercam să atingem niște culmi elitiste prin compozițiile și versurile pe care le prezentam în piese. Când compuneați, probabil că acolo apărea foarte... În cât timp? Asta ca să putem să facem, să avem un termen de comparație. În cât timp se năștea o piesă? Și cum se năștea? N-a existat vreodată plan anume. Era când o piesă dura 2 luni de zile, altă dată dura 2 săptămâni, depinde. Vă întâlneați la repetiții? Da, la repetiții se formau piesele. Dacă cineva avea o idee, evident, spunea și fiecare o îmbrăca prin experiența proprie și fiecare contribuia la acea piesă, la construirea acelei piese. Deci toată lumea avea aportul. Da, păi așa este o formație. Evident că poate fi numită compoziția cuiva, nu cine a venit cu ideea și cu cântecul, cu structura cântecului, dar fiecare din fiecare formație, prin aportul instrumentului lui, aduce la formarea paleții de culori a compoziției respective. Acum, noua tehnologie permite o abordare cu totul diferită a sunetului. Am putea să spunem că rock-ul a schimbat un pic versurile, sunt schimbate, abordarea e diferită a formațiilor care abordează genul acesta de rock. Bineînțeles, mai lucrurile se mișcă tot pe loc. Lucrurile, să cred și că vreau să cred că evoluează. În bine? Există în tot atâta bine și atâta rău și invers. Este foarte bine, că totdeauna așa era e. Bine și rău. Așa e. Există niște condiții mult mai multe, mult mai lesne ca să faci înregistrări, să-ți faci piese, să-ți pasezi un album, dar odată cu asta toată lumea are automat concurența asta, să spunem, prezența pe piață este mult mai mare. Și asta n-a fi o competiție acerbă, o competiție mare, care nu știu cât de corectă este. Pentru că, fost și la urmă, pot exista formații foarte bune care nu au șansă să fie ascultate sau să prindă un moment care să le pună în evidență pentru ca publicul să le asculte. Există parcă o diluare, sau așa o simțim și în rândul publicului și în rândul noilor formații, o diluare a substanței, o diluare a mesajelor. Versurile formației celelalte cuvinte, versurile acelor vremuri aveau altă semnificație. Spuneam noi că totdeauna se comunica ceva. Aveau conținut. Da. Și aveau un fir epic. Aveau o poveste. Da. Asta încercăm să facem și în ziua de astăzi. Păi despre noi asta... Despre asta vreau să vorbim, despre ce proiecte aveți acum la 40 de ani și să vorbim un pic și despre întâlnirea cu publicul de la Timișoara din 30 aprilie, în care se vor întâmpla, vor fi câteva momente foarte, foarte frumoase. Ce se va întâmpla atunci?
se va întâmpla un concert rock care va reprezenta o trecere prin discografia trupei, atingând cele mai importante piesele pe care le considerăm noi cele mai importante. Evident că aceasta se întâmplă în interval de timp foarte mare. Am făcut selecție în material, am mai tăiat din ele, pentru că durează destul de mult și nu știm dacă lumea are să asculte toate lucruri și este și în funcție de publicul care vine și întâmplă aceste lucruri. Conceptul ar fi structurat în două părți și ar dura cam o oră fiecare parte, cel puțin. Două ore și ceva, da, partea noastră ce cântăm. Bineînțeles, nu vor fi evitate, să spunem, dacă cântă cele care ne-am fost acrani. Asta voiam să întreb. Sunt convinsă că la cererea publicului o să la cererea, nu avem cum să scăpăm decât să încercăm să scăpăm, mai bine ne cântăm. Da. Este ca și cum spunea un vechi prieten al nostru și al trupelor din București, Aurel Mitran, spunea, apropo de Rolling Stones, spunea, fiecare trupă are satisfaction-ul ei, apropo de... Da. De la ora 19 va începe concertul. Da. Aveți în permanență un public constant. Este un public care a crescut împreună cu celelalte cuvinte și ați crescut împreună. I-ați ascultat și când vă sugerau în tot ceea ce însemna compoziție? V-ați ascultat publicul când vă sugerau cam ce ar vrea? Sau... Da. Nu prea. Noi am fost invers. N-aș vrea să spunem acum, cum se zice din ungurești, să fii mai ocoș. Dar ideea este că noi n-am mers după publicul, publicul a mers după noi. Deci noi am cântat ce am simțit. Am făcut de multe ori rabaci de la stilul care ne-a consacrat, chiar șocând lumea, chiar șocând și pe Florian Pitiș, făcând piese mai metal. Am fost de la Sărău, Armageddon. Perioade, da, de metal sinfonic, dar, bineînțeles, state în cămașa cognoscibilității și a recognoscibilității trupei, să spunem așa. Ați păstrat elementele care vă defineau? Bineînțeles, noi am făcut o fel de autocoale. Am făcut la un moment dat și fuziuni de stiluri, am combinat stilurile între ele. Bineînțeles, asta din dorință, dar nu ne plictisim noi înșine. Deci, asta zic, ați experimentat sau era... noi, da. Ați experimentat sau era nevoia de a crea și de a încerca să schimbi? Era nevoia și de a încerca să ne mai spălăm creierul, să mai schimbăm ceva, ca să nu ne plictisim și noi înșine. Mai ales pentru că să nu uităm că metalele astea care le-am cântat și noi și le cântăm în continuare, bineînțeles, mixate și cu piese noi, piese vechi, asta e celelalte cuvinte, este nu un stil, este o fuziune, este o emoție. Este o expunere de sentimente sub formă muzicală. Și un nou album? Acum se lucrează la el. S-au dezvăluit deja vreo 4-5 piese, jumătate din el, pe platformele Universal. Albumul se numește Clepsidra fără nisip. Și credem că va fi terminat anul ăsta și în ziua de astăzi lansările sunt altfel. Dai câte o piesă, se spune, la interval de o lună. Și când este terminat, atunci se consideră că e lansarea lui. Este altfel decât pe vreme cum era. Adică oamenii nu mai au, nu se mai creează acea zonă de așteptare, zona aceea de trepidație, de... Ce... Lumea ne-a așteptat destul de vreme. Am mai scos din 2008 un album nou de studio. Și ăsta este un album nou de studio. Dar, având în vedere ceea ce am spus mai înainte, și anume faptul că internetul are și dezavantajele lui și lumea are o grămadă de preocupări, sunt o grămadă de informații și de posibilități,
este mult mai riscant să trântești un album întreg dintr-o dată decât să dai drumul la câte o piesă la intervale de o lună, o lună și ceva. Deci, dintre piesele noi la concertul de la Timișoara din 30 aprilie, de la Casa Tineretului, oamenii vor asculta și piese noi de pe viitorul album? Deci, ideea este următoarea. În primul și în primul rând este aniversare. Aici este un factor de mare nostalgie. Evident că probabil vom începe copiii noi, dar nu mai mult. Pentru că piese noi mai multe vor fi când vom face turneul de promovare al albumului anul viitor. Deocamdată venim să sărbătorim existența noastră prin cântecele care ne-au consacrat. Bineînțeles că acestea se cântă și în concertele de lansare de album. Că nu scăpăm de... Păi nu, eu nu cred că ați reușit să scăpați de piesele consacrate și nu cred că ați ieșit dintr-o sală în care să nu cântați piesele care v-au consacrat și pe care publicul le așteaptă așa de fiecare este. Dată. Aveți perfectă dreptate, așa și este și suntem foarte conștienți de acest lucru și realizăm și noi acest lucru pentru că am mers și noi să vedem alți artiști și bineînțeles și noi ne doream când vedeam concerte mari să auzim piesa aia sau piesa aia. Trei albume noi să scoateți odată și tot piesele consacrate rămân pentru că acelea se fixează, acelea rămân în zona sentimentală, acelea au creat este deja un lucru valabil la toate formațiile. Vorbeam la începutul întâlnirii noastre și interviului despre un public care se diferențiază un pic. Tinerii răspund diferit de publicul cu care ați crescut? Aș putea spune că există o diferență pentru că de data aceasta cei care vin sunt chiar cei care vor să vină. Înainte mai erau care veneau, să spunem, înainte de 90, în afară de ideea de formă de luptă, de oază de libertate, veneau că nu era nimic altceva decât un spectacol. Iar așa acum, într-adevăr, nu mai este înghesuiala care era atunci. Sau poate asta era percepția, pentru că atunci cântam în săl mai mici. Dar evident că acum vedem adevărul. Cine vine înseamnă că chiar a vrut să vină. Nu a venit doar pentru că nu este nimic, cum era înainte. Cine vine înseamnă că iubește rock-ul, cine vine înseamnă că iubește muzica de calitate, cine vine înseamnă că apreciază eforturile făcute de artiști, cine vine înseamnă că iubește celelalte cuvinte și înțelege că 40 de ani este nici mult, dar nici puțin și este ceva și sunteți niște oameni de la care toți avem de învățat. În primul rând pentru perseverență, pentru zona de păstrare a creativității vii, de păstrare acestui tonus și de asta vă mulțumim și vă dorim să aveți mulți ani să ne mai bucurăm de concertele celelalte cuvinte și de ce nu multe albume cu multe piese care să rămână la fel de clasice. Așa, mă scuzați. Asta este. Vedeți, vorbeam de tehnologie. Tehnologia, iată că sună telefonul timp ce facem interviu. Nu-i nicio problemă, este de înțeles și totul se întâmplă natural și în limite normale și de înțeles, toată lumea înțelege, e firesc, până la urmă și televiziunea este o activitate firească și oamenii trebuie să înțeleagă că nimic nu este regizat și totul este natural, oamenii trebuie să simtă, să-i simtă pe ceilalți, să simtă inclusiv artiștii și artiștii este normal să se adapteze la noile tehnologii așa cum o facem toți, chiar și muzicienii. Deci spuneam la un moment dat că sunteți oamenii de la care este clar că avem încă de învățat multe și ne dorim să ne oferiți această posibilitate să vă ascultăm pentru mulți, mulți, mulți ani și să fiți cu aceeași poftă de viață, cu aceeași poftă de a schimba și
Dacă ar fi să fie o dorință personală, îmi doresc foarte mult ca cei tineri să învețe de la artiștii care știu să fie profunzi și să rămână profunzi, știu să facă muzică și nu să o facă de dragul sau nu să o facă numai de dragul de a face. Cred că ați putea să fiți și niște mentori în aceste momente pentru artiștii tineri. Vă mulțumesc tare mult! Și eu vă mulțumesc tare mult, dumneavoastră, și vă așteptăm la concert cu mare drag. Vreau să le transmiteți un mesaj, să transmiteți un mesaj timișorenilor, publicului din care vă iubește și care cu siguranță își vor dori să fie, să vă fie alături sâmbătă în 30 aprilie la Casa Tineretului din Timișoara de la ora 19. Deci transmiteți-le un mesaj. Da, prieteni din Timișoara, nu uitați, ca de obicei, întotdeauna și mereu, un sfârșit e un început. Foarte frumos! Să aveți parte de acel succes pe care îl meritați, să aveți parte de acel public pe care îl meritați, pentru că mulțumim. Sunteți extraordinari și, așa cum am spus, cu admirație și cu plecăciune pentru toată munca depusă și pentru toate eforturile făcute și pentru acest talent. Vă mulțumim și vă dorim să fie sala plină și să vă umple de energie și să vă dea impulsul să scoateți repede albumul. Sperăm. Numai nu bine. Contează. Oricine vine, este binevenit și la noi să știți că nu cantitatea, ci calitatea contează. Așa este. Totdeauna a fost așa la celelalte cuvinte și la toți artiștii care au învățat să facă arta și o muzică în chinuită, așa, greu și muncită. Dacă vrei să știi ce-am în suflet și în gând, lasă-mă să cânt, lasă-mă să cânt, lasă-mă să cânt.